Bună ziua tuturor, bine v-am regăsit astăzi împreună cu Alex. Bună, Alex! Salut! Ce faci? Mulțumesc! Bine, tu? Bine, vezi că astăzi gătim o rețetă cu mai multe ingrediente mediteranene. Da. Ai văzut? Da, da, am văzut. Astăzi o să vă propunem o rețetă de vinete cu roșii la cuptor într-un mod care se cheamă crumble. Crumble cu un crusta deasupra, făcut cu faina, cu puțin migdale, cu parmezan, cu mai multe ingrediente. O să vedeți, este o rețetă foarte interesantă, foarte gustoasă, dar fără carne. Hai să vedem puțin. Din nou de post. Da, din nou. Nu este de post pentru că o să folosim puțin margarină și da, așa, deci nu este neapărat de post, dar este o rețetă foarte, foarte gustoasă, o să vedeți. În această rețetă folosim vinete roșii, ceapa și usturoi ca ingredientele principale și apoi facem o crustă cu faina, cu cum se cheamă? Praf de migdale. O să vă povestim cum o să facem un praf de migdale acasă. Parmezan, oregano, sare, piper. Ce zici? Okay. Îți convine? Da. Hai să-mi ajut și tu, o să te ocupi tu de ingredientul principal, o să-mi ajuți. Să tai vinetele rondele și ținem foarte mult la pielea, că este foarte aspectuoasă, este foarte bun, deci okay. Nu le tai decojim, exact, le tăiem de rondele. Să dau și un cuțit de aici. Cel mare, bineînțeles. Cel mare, da. Și eu, între timp, deja o să dau drum la plita, că o să punem aceste rondele de vinete la prăjit într-o tigaie cu ulei de măsline. Și le prăjim singure sau împreună cu ceapa, usturoiul sau le prăjim singure. Deocamdată. Deci luăm o tigaie și o să luăm o altă tigaie mai târziu pentru roșiile care vom pune cu ceapa și cu usturoi. Deci eu o să încep cu celelalte ingrediente. Să le tai mărunt, se găsește și un cuțit. Ție cum îți place să se mănânci vinetele? În general, da. Salată. Dar îmi plac și făcute la grătar. Acum vom vedea cum ies cele la cuptor. Da. Da, nu am mai mâncat până acum la cuptor, dar sper să iasă bune și n-au de ce să nu iasă. Nu are de ce. Dar știi că în această rețetă este o variantă pe care vă propunem astăzi, care, cum ai spus tu, n-are carne, n-are brânza. Dar, de exemplu, puteți să adăugați puțin mozzarella în această rețetă sau puțin kaiser, dacă doriți, puțin kaiser prăjit între legumele și partea de sus de crusta, puteți să... Se poate modifica. Da, ușor. Se poate modifica și puteți... După gustul fiecăruia, exact, mai adaugi... Important este să inventăm lucrurile noi în bucătărie. Asta este partea amuzantă a lucrurilor, nu? Da. Eu am terminat cu vinetele. Da, trebuie să se încingă. Da, okay. Da. Mă pot ocupa între timp de usturoi, da, pe care da. Îl tăiem felii subțiri, exact. Îl tocăm. Da. Așa. Și asta o să-l punem într-o altă tigaie separat. Așa. Avem nevoie de ulei de măsline. Vinetele absorbe foarte mult ulei de măsline când le prăjiți, cum știți foarte bine. Deci trebuie destul de mult în tigaia noastră. Ulei de măsline, cel mai bun. Așa. Asta îl tot mai mărunt? Da, te rog, să fie puțin mai mărunt. Și eu o să te fur rondele de vinete. De vinete? Da. Îmi furi munca. Da, exact. Așa, și o să ne vedem de crusta la sfârșit, când o să fie toate legumele gata. Între timp vreau să vă explic ceva. Noi am făcut un praf de migdale, cum vedeți aici, vezi cum e praf de migdale? Asta se folosește foarte mult la deserturi, este ceva nemaipomenit, care merge foarte bine, dar merge și într-o rețetă salată. Și este foarte ușor de făcut în casă. Cum faceți acest lucru? Luați migdale din comerț, așa frumoase, prăjite, normale, da? Și le puneți în apa fiertă câteva minute. Noi le-am pus puțin mai devreme de emisiune. Și vedeți, după se
puteți să dați jos foarte ușor pielea. Coaja. Și trebuie lăsat puțin la uscat, trebuie să fie uscat și apoi dați prin mixer și obțineți un praf de migdale care puteți folosi la foarte multe rețete. Deci este ceva nemaipomenit. Deci, foarte ușor, ai văzut asta? Da, se obține da. Chiar da, ușor. E ceva foarte... Din păcate nu se găsește încă în România în comerț praf de migdale făcute. Eu știu, în Franța când mă duc, aduc praf de migdale mai mult așa. Vii cu el în într-adevăr, este destul de mult muncat, dar merită, este foarte bun. Și aici avem 3 migdale decojite și aici punem în tigaie. Eu am terminat și usturoiul. Deci vezi, acum a început să se prăjește. Să prăjească vinul. Da. Deci am pus puțin sare deasupra. Da. Piper. Și să le întoarcem când se face mai rumenite. Așa. Ce luăm de aici? Așa. Vrei să le întorci tu sau mă ocup eu? Da, poți să le întorci și eu. Trebuie mai lăsat un pic. Le mai lăsăm. Să te las pe tine. Și apoi o să le scoatem din tigaie pe o farfurie și punem puțin hârtie, da, ca să tragă uleiul. Da, da, da. Că sunt niște burete de ulei aceste okay. vinete. Hai să vedem, mai trebuie lăsate. Da, mai trebuie lăsate un pic. Așa. Și eu între timp o să mă ocup de ceapa usturoi. Usturoiul l-am terminat eu. Perfect, eu am terminat ceapa. Poftim. Mersi mult. Și dăm drum aici din nou. Să calim toate, cred că sunt gata acum. Hai să vedem. Mai trebuie lăsate? Un pic, da. Le mai lăsăm atunci. Le durează un pic, așa. Și după le scot. Ele trebuie un pic lăsate să rumenească. Da, 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 trebuie să fie un pic rumenite, o să fie mai bun după la cuptor. În tot timp mă ocup și de roșiile. Dar spune-mi, din ce țară provine această rețetă? Nu știu, e o rețetă internațională, aș fi la bucătăria internațională astăzi. Cred că am putea spune că e o rețetă mediteraneană, poate cu influența italiană, franceză chiar. Știi, nu te-am spus, eu sunt din Nisa și în Nisa se folosește foarte multe ingrediente de genul ăsta, cu vinete, cu roșii, cu usturoi, cu ceapă. Deci suntem obișnuiți cu aceste ingrediente. Acum sunt bune, vezi? S-a rumenit, să le întoarcem repede. Așa. Și începe să se miros bine, nu? Da. Ce zici? Mai punem sare, piper, mai punem... Uite, te rog frumos să ia da, asta. Simt. Și după când... Sare și piper după gust. Da, da, da. Da. Gustul meu, eu mănânc un pic sărat, mai picant. Nu, mai picant. N-am pus foarte mult piper, dar dacă ar fi după gustul meu, aș pune mai mult. Da. Spune-mi, te rog, dacă la rețeta asta se poate pune și un pic de ardei iute? Când da, 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 dacă doriți, puteți să puneți puțin ardei deci iute. Se mai improvizează. Mai picant, așa. Dar o să vezi, mie îmi place să fie o rețetă gustoasă. Puteți să puneți și, noi o să punem oregano, dar puteți folosi și cimbru. Puteți să folosiți și alte ierburi din grădina care sunt foarte... Și buzuioc merge foarte bine la această rețetă, de exemplu. Am auzit și oameni care folosește mentă cu vinete. La această rețetă? Da, 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 da. Deci este o rețetă de bază, ca să zicem așa, care vă propunem acum. Dar puteți improviza mai departe. Deci acum avem cuburi de hai roșii. Să vedem atunci dacă s-a făcut vâna ta, o mai lăsăm un pic. Nu, cred că e ok. Poți să le scoți și mai avem câteva rânduri de pus acolo. Așa? Încercăm un pic să mai scurgem din ulei cât putem. Eu aici ce face ulei de măsline din nou. Și aici celelalte legume. Deci punem în primul rând în tigaia a doua usturoi, ceapă, lachelit și după punem roșiile. Deci așteptăm să fie mai cald, cred că merge bine.
Eu mă ocup aici de tigaia mea și tu te ocupi de a ta, da? Da. Perfect. Și terminat, spunem dacă mai punem un rând de vinete. Da, te rog. Da. Uh-huh. Oh, vezi cum miroase usturoiul? Da, îmi place și usturoiul, consider că e bun în orice rețetă se poate folosi usturoi, pentru că nu are de ce să nu fie bun și să nu iasă bună mâncarea atunci când pui usturoi. Pentru că îi dă aromă foarte multă și... Ceapă după usturoi. Și se amestecăm repede. Aici. Și la sfârșit adaug și roșiile. Dar trebuie puțin lăsat, da. Și o să vedeți că cu roșiile, ca să nu fie acide în preparatul nostru, punem puțin zahăr. Știi de ce, nu? Că zahăr iau de la aciditate de la roșie. Și asta merge și în sos de roșie. Când faceți un sos de roșie din casa, puteți folosi puțin zahăr cu roșii. Și eu folosesc zahăr atunci când pregătesc paste și fac sosul de roșii pentru paste, pun și un pic de zahăr. Și ce mai pui? Dafin? Pui? Nu-ți spun. E secret, nu? E secret, da, exact. Secretul bucătarului. Întotdeauna improvizez, nu am nicio... Secrete de șef, da. Nu am nicio rețetă bine calculată, pun în funcție de... Ce ai tu în bucătărie, nu? Exact, ce am în bucătărie. Îmi place foarte mult să folosesc usturoi, să folosesc ceapă, îmi place să folosesc pătrunjel și mărar. Și îmi place să folosesc și... Scuze-mă că te interupt. Cred că mai trebuie puțin ulei, da. Să mai pui acolo. O rețetă cu gustul mediteranean avem astăzi. Îmi place cum sună vinete aici. În tigaie. În tigaie, da. E super. Știi, vorbeam săptămâna trecută cu cineva care este chiar vegetariană și i-am pregătit ceva special pentru această persoană și mi-a spus ea, cu acest preparat minunat chiar nu este nevoie de carne. N-ai nevoie, știi, că n-ai ceva foarte bun și foarte gustos și foarte sațios, nu trebuie neapărat să mănânci carne. Eu nu sunt vegetarian, dar... Nici eu nu sunt, îmi place să mănânc exact. Cu carne. Dar sunt și de rețete fără carne bune. Da, și sunt bune și fără carne, multe rețete. Deci aici sunt gata cu amestecul meu de usturoi cu ceapa și acum adaug roșiile. Așa, și dau și le mai lași la foc. Da, puțin mai mare, că acum am redus, știi, că era prea tare la mine. Și acum trebuie să condimentez acest amestec roșie, usturoi, ceapa. Te rog să-mi dau sare și piper. O să fur de la tine. Te rog. Mulțumesc. Deci, odată sare. Sare. Nu curge foarte mult, stai liniștit. Piper. Asta poți să pun, nu? Da, piper poți să pui cât de mult vrei, pentru că nu mă deranjează. Asta este... și ai văzut cum miroase? O să mai iau ceva de la tine, zahăr, care este acolo, te rog. Da. E prea departe pentru mine. Te rog. Mulțumesc. Așa, deci acum, vedeți, punem puțin zahăr cu roșiile, cu usturoi și cu ceapa. Să nu vă speriați, da? Nu este un desert, este un fel principal aici, care se pregătește chiar cu puțin zahăr. Și oregano când îl... Vine acum oregano. Da. Punem și în sosul nostru de aici și mai târziu pe crusta deasupra punem oregano. Deci, aici mai lăsăm să se cadă sosul, să fie mai... Eu am scos și cel de-al doilea rând de vină, te spunem dacă mai facem. Da. Ok, să mai punem ulei. Deci, oregano, da, mai putem să ia oregano de la tine. Da. Așa, dar nu-l păstrăm și un pic pentru mai încolo, punem doar un piculeț, așa,
Bun, bun, bun. Oregano. Oregano iarăși este foarte bun în mâncare, poți să pui. Da. Cu mai ales cu roșiile. Da, da, cu roșii. E minunat. Exact, merg de minune împreună. Cum merge la... Vedem. Mai am un pic și o să termin și acest. Da, și eu mai am puțin rând de vinete. Roșiile mele s-au făcut aproape. Așa. Și spune după aceea ce urmează. Ce urmează? Vinetele... Acum o să scot tava care o să meargă la cuptor cu preparatul nostru. Deci am luat o tava transparentă, dar asta nu este obligatoriu. Da. Și o să punem un strat de vinete. Puțin roșii, încă o dată vinete, încă o dată roșii și apoi terminăm cu crusta noastră și la cuptor. Și la cuptor pentru cât timp? Pentru 30 de minute, 40 de minute aproximativ. Așa. Deci știi ce? Să vedem. Se... Mai am un pic. Mai ai un pic? Da. Și mai am un pic. Poți să-mi dai eu ulei de măsline, te rog? Da, te rog. Deci punem... Un pic de ulei de măsline aici. Deci trebuie pusă un pic și în tavă, da. Ungi tava ca, cu... Ca să, da, ca să fie, ca să nu se... Să nu se prindă? Exact. Și luăm, punem peste tot. Așa. Op. Deci... Dar și sosul tău miroase foarte bine. Da? Da. Deci e un sos bazic de roșii, dar și nu este, nu este greu de făcut, adică nu. Este la îndemâna exact. Oricui. Și ce o să fac între timp până când termin tu, o să pregătesc crumble, adică crusta de care o să punem deasupra în tava noastră, după ce punem vinete, roșii, asta e pentru crusta. Deci ce avem aici? Avem faina, da, care o să punem. Ce avem? Praf de migdale, praful nostru de migdale care am pregătit puțin mai devreme. Așa punem tot. Vezi? Uf, o să fie excelent. Avem și parmezan. Aici nu o să pun tot ce am aici. Pun doar jumate, că o să mai punem între straturi, știi, de legume. O să punem puțin mai punem parmezan. Da, da, da. Așa. Bun. Ce mai punem? Oregano, care a rămas, așa. Sare și piper, evident. Bineînțeles. Așa. Și încă puțin sare. Și acum, ulei de măsline. Hop, 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 hop. Trebuie să se ține puțin. Și ce? Apa și după degete. Asta este instrumentul care... folosim mai departe. Apa cât pui? Vreau să te liniștească, am mâinile curate. Deci așa se face aluat, știi? Deci nu este ceva un aluat cum când faceți o tartă. Asta o să facem așa deasupra, știi? Vezi cum fac eu? Da. Nu știu cum se spune în românește, știi? Îl punem așa. Fărâmițat, așa. Da, exact. Da. Nu știu, cum ai spus? Farmițat. Farmițat, da? O să-l punem farmițat deasupra. Deci aici este gata. Și amestec cu oregano, cu praf de migdale, cu faina, cu oregano, am spus. Miroase sare, piper, da, e ceva excelent. Bun. Dar spune-mi, de cât timp stai tu în România? Ai învățat vreun cântec? Da, 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 nu da? Acum aici. Nu, nu acum? Nu, 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 nu. Doamne ferești, nu vreau să vă sperii telespectatorii noștri, da? Rămâneți aici, nu încep să cânt, da? Nu vă speriați. Deci, bun. Uite, tu ai putea să cânti și eu continui în care la cântot. Nu prefer să facem invers? Că eu nu prea mi-e pricep la cântec. Ok. Bun, acum știi ce o să facem? Începem montajul aici. Hai să aduc. Îți dau vinetele. Da, așa. Pui aici. Așa, și le punem, așa, punem un strat de vinete, frumos. Știi ce regret? Spune. Că n-am luat mozzarella. Eu vă sfătuiesc foarte mult acasă să mai puneți, vedeți, acum am pus vinetele, acum o să punem roșii, da, și după acest strat să puneți mozzarella.
foarte... Cred că o să fie și mai bun cu mozzarella. Așa. Mai eu așa. Îl mai mențin pe... Da, te rog. Pe foc sos. Da. Deci aici este partea de montaj. Da. E ușor, e... Chiar pentru copii, mai aproape, știi? Și după acum o să cadă și când punem următorul strat. Așa. Parmezan mai pui între ele, între n-o straturi? Mulțumesc că uitasem de domnul parmezan. Să mai luăm o lingurița curată. Așa, puțin. Ah, mi-e dor de mozzarella. Am uitat mozzarella. Nu contează, se luați acasă. Vezi că am cântat? Mai ținem și puțin mozzarella pentru următorul strat. Așa. Așa. Hop. Rondele de vinete. Foarte bune. De primăvară, de vară, de toamnă și de iarnă. Mai punem una aici. Și ce zici, mai facem încă două straturi sau lăsăm așa? Să fie prainal după, nu? Da, eu zic să lăsăm așa. Exact. Că ne ajunge doar doi, așa că... Da. Sau mai facem unul separat, știi, într-un alt vas. După emisiunea. Da. Unul picant, foarte picant. Atunci las pentru tine. Da. Așa. Îl pregătesc. Acum eu mănânc din ce ai pregătit tu, după care eu pregătesc aceeași rețetă da. Picantă și o mănânci tu. Ok. S-a făcut. Vezi, e foarte... Acum poți să oprești aragaz. Gata. Aici. Așa. Bun, mai pun puțin aici. Ok. S-a făcut. Oricum din sos se mai duce bănuiesc și la, exact, vezi? La fundul tău. Și terminăm din nou cu parmezan. Acum chiar poți să pui tot. Îți place parmezan? Da. Ce preferi, parmezan sau mozzarella? Amândouă îmi plac la fel de mult. Parmezan mănânc cu paste, da. Este foarte bun și merge foarte bine cu paste. E foarte dar puternic. Dar și mozzarella. Da, e foarte puternic. Foarte bun. Ok. Și am terminat cu asta. Și apoi, din nou. Fărmițezi... Da. Fărmiți ce vrei tu. Așa. Deasupra. Și acum... Facem așa. Vezi? Că nu o să fie ceva foarte regulat deasupra. Nu este o... De un aluat, știi? Exact. Da, nu se face uniform. O să se rumenească, o să vezi. Și o să dau ceva crocant, o să fie puțin crocant după ce lăsăm 30 de minute la cuptor. Deja mi-e foame, nu și tu? Și mie. Dar pe chiar... aia să văd da. Să văd la sfârșit. Știi ce poți să faci? Vezi că a rămas 3 migdale da. Acolo. Mâncăm. Se retai, nu se retai, mă arunței și o să le punem da? Deasupra când termin eu aici. Asta e un plus acum care m-am gândit. Și că dacă aveți și mai multe... migdale acasă, puteți să le puneți la sfârșit așa pe deasupra tava noastră. Mamma mia! Cine spune așa? Francezii nu spun. Nu spun francezii așa ceva, nu? Da. Da. Te ajut cu fărâmițatul? Nu, merge. Am terminat. Gata. Okay. Gata? Am terminat și eu cu migdalele. Bun. Te aștept aici. Vezi, e una care a rămas aici, nu știu de unde e. Ai dar poți să o mănânci. Exact. Pun migdalele după cum cred eu. Uh-huh. Te rog. Ce bun o să fie. Știi ce facem după? Introducem acest preparat la cuptor. Da. Timp de 30 de minute, dar este estimativ așa. Vedeți când este bine rumenit deasupra. Îl scoateți și gustăm. Să mai verifică da? Între timp. Foarte important, cuptor 110 grade, 210 grade aproximativ, termostat 7, da? Introducem la cuptor acum. Așa. Aici. E frige aici. Hop. Închidem
și acum facem puțin curățenie aici și revenim într-un moment cu preparatul final. Preparatul nostru cred că este gata, a trecut 30 de minute la cuptor acolo. Ce zici? Vom mânca. Scoatem? Scoatem da. Acum? Hai să scoatem. Uite că astăzi te las pe tine să scot, da. Okay. Eu nu mă ard pe mâine astăzi. Se aduc aici, te rog, da? Hai. Deci acest preparat, crumble cu vinete roșii, să-mi spuneți cum a ieșit. Vedem imediat acum. Vezi cum s-a făcut crusta? Superb. S-a rumenit și roșiile cu ceapa s-a caramelizat, să știi, de la zahăr care am pus mai devreme cu roșiile. Deci, îți servesc o porție atunci. Da, să vedem cum a ieșit înăuntru acest preparat. Luăm așa. Așa, cât mai mare, nu te zgârci. Da? Ia de două ori dacă e prea mic. Porție. Să vedem. Hai să vedem. Ups. E mai greu. L-a servit. Op. Gata. Am luat un bucat frumos. Mai trebuie puțin crusta. Asta să revine ție. Da. Și știu că îți place mâncare destul de picantă, da? Așa cum mai punem piper un pic. Exact, piper proaspăt. Așa. În farfurie. Și dacă doriți, puteți să puneți o frunze de buzuioc pentru decor, dacă aveți. Dar oricum este ceva cred foarte bun. Te rog să încerci și să-mi spui cum îți place preparatul. Hai să vedem. Ah. Să iau și puțin de vinete, da. Nu numai crustă. Ce zicem? Delicios. E bun? Să vedem și în vână ta. Deci acest preparat se cheamă crumble cu vinete și roșii la cuptor. Este un preparat care puteți să faceți foarte ușor, nu necesită foarte multe ingrediente, este foarte bun, foarte condimentat, dacă doriți cu puțin ardei iute, cum spunea Alex mai devreme. Vă dorim pofta bună și la revedere pe curând! La revedere!